timpul săptămânii memoriei Holocaustului, Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, cu susținerea Ministerului Culturii, inițiază o serie de evenimente. Aceste manifestări sunt destinate unui public divers în ceea ce privește vârsta, având drept scop unitatea în jurul unui obiectiv comun, aducerea unui profund omagiu victimelor Holocaustului. Programa rășită даже не только на неделю памяти жертв Холокоста, но практически мы работаем уже весь январь, мы работаем. Мы уже провели несколько занятий с школьниками и с нешкольниками, и с пожилыми, и с евреями, и с неевреями. Мы даже посчитать не можем, потому что каждый день приходят еще заявки, еще запросы, пожалуйста, еще к нам придите, еще нам расскажите. Мы работаем напрямую, мы работаем в интернете, мы работаем с новыми аненами, с резиной, но стараемся со всеми сотрудничать, всем помочь, всем рассказать что-то важное и при этом интересное. Сегодняшняя выставка посвящена конкретному историческому событию. Это событие убийства Рейнхарда Гейдриха, наместника Гитлера в Праге и Моравии. Событие, которое в значительной степени повернула ход Второй мировой войны и изменила ход, можно сказать, и Холокоста тоже. Это история, которая отозвалась в истории всей Европы, всей европейской истории Второй мировой войны. Это убийство повернуло ход истории. Expoziția oferă vizitatorilor o prezentare a momentelor cruciale din istorie, prin intermediul fotografiilor și al documentelor expuse. Memoria nu trebuie să o pierdem. Memoria trebuie să fie permanent vie și permanent să doară, pentru că altfel repetarea acelor tragedii care au avut loc în istoria omenirii pe durata secolului 20, desigur, nu trebuie în niciun caz să se repete, dar iată că evenimentele din secolul 21 trezesc foarte multe îngrijorări în legătură cu aceasta. Or, niciodată din nou se întâmplă astăzi. Se întâmplă astăzi în războaiele care au loc, atât în Orientul Mijlociu, cât și chiar alături de noi, în Ucraina. Astăzi comemorăm victimele Holocaustului și acest eveniment face parte mai puțin din istorie, mai mult din memorie. Este foarte important să înțelegem exact care au fost greșelile, erorile trecutului și este foarte important să învățăm generațiile care ne urmează despre efectele tragice ale acestor erori din trecut și să depunem toate eforturile ca printr-un proces amplu de educare și de asumare a trecutului să facem ca niciodată astfel de evenimente să nu mai aibă loc. Găzduită de către Muzeul Național de Istorie al Republicii Moldova, expoziția va fi deschisă până la data de 4 februarie. Trebuie să știți că și noi avem o mini-expoziție dedicată Auschwitz-ului, ea se află în dioramă, deci cum intrați pe partea stângă, iar profesorii de istorie aduc elevii anume în aceste zile, iar colegii de la relații cu publicul pregătesc lecții tematice. Lecțiile tematice sunt mai mult decât o lecție de istorie, pentru că se iau cazuri concrete unde se discută la detaliu, la mănunt, pentru că scopul muzeului este de a promova pentru generațiile tinere, de a explica ororile care au avut loc, inclusiv pe bază documentară. Reflectând asupra acelor evenimente tragice din mijlocul secolului trecut și comemorând sacrificiul uman, apreciem cu respectul cuvenit faptul că, în fața confruntării cu tragicul și destinul lor sigur de moarte, evreii nu și-au pierdut speranța. Astea sunt niște exerciții de memorie, de fapt, și cu cât o să ne cunoaștem mai bine istoria, cu atât o să putem construi un viitor mai bun pentru generația tânără. Noi, în repertoriul teatrului nostru, avem spectacole în care reflectăm istoria și istoria cutremurătoare, tema foametei în copiii foametei, tema exodului, tema gulagului, tema și sunt mai multe spectacole și chiar ne interesează
să și pe viitor să abordăm teme istorice. Participanții la inaugurarea expoziției Atentatul, moartea arhitectului Holocaustului au fost invitați să se alăture ceremonialului aprinderii lumânărilor, desfășurat în scuarul Parlamentului Republicii Moldova. Din păcate, trebuie să constatăm că omenirea nu tot timpul învață din lecțiile trecutului. Raportat la acele tragedii care se întâmplă și în proximitatea noastră și în alte părți a lumii. Da, trebuie să comemorăm, trebuie să vorbim permanent, trebuie să le explicăm copiilor noștri, să vorbim despre asta. Vizează și istoria noastră a teritoriul Republicii Moldova, unde, din păcate, s-au comis astfel de atrocități. Despre asta trebuie de vorbit. Vorbim și despre cei care au comis, dar vorbim și despre cei care au protejat, care au sărit în ajutor, da, și cu riscul pentru viața lor au salvat vieți omenești. Suntem astăzi aici împreună cu colegii și cu colegii de la Ministerul Culturii pentru a marca acest eveniment tragic în istoria omenirii și pentru a ne aminti de victimele Holocaustului, cei peste 6 milioane de evrei care au fost masacrați în această perioadă tragică a istoriei umane. Conștientizarea dramatismului sau a tragediei umane care s-a produs atunci, sunt sigură, trebuie să ne facă să nu mai admitem asemenea evenimente în viața a niciunei națiuni. Holocaustul este recunoscut drept cel mai mare genocid din istorie. Se estimează că într-un deceniu, aproximativ 11 milioane de oameni au fost uciși, jumătate dintre aceștia fiind de origine evreiască.